Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească mândra. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine mândra. Amin. Domnul să-și înalță fața peste tine și să-ți dea pacea mândra. Amin. Astfel să pune numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Acolo unde veți considera că e nevoie de un amin, să-l ziceți așa din toată inima. Pentru că Tu ești Dumnezeu atotputernic. În această dimineață, Doamne, nu prin vrednicia mea, Doamne, nu prin vrednicia vreunia dintre noi, și prin dragostea și harul Tău suntem aici. De aceea te rog să-mi dai vrednicia în această dimineață, Doamne. În aceste momente cer sprijinul și ajutorul Tău să mă însoțești, Doamne, în această rugăciune, Doamne. Mă rog pentru mândră, Doamne. Te rog frumos, Doamne, ca Tu să o binecuvintezi. Binecuvintează mădularele ei. Binecuvintează, Doamne, plămânii ei. Binecuvintează rinichii. Binecuvintează splina. Binecuvintează ficatul. Mâinile, picioarele, degetele, urechile, Doamne, buzele, ochii ei, mintea ei, Doamne. Toate mădularele, Doamne, să fie binecuvântate de Tine. În numele Lui Iisus Hristos, Doamne, mă ating de acum de lemn sfânt. Te rog, Doamne, ca Tu să o tămăduiești, Doamne. Te rog ca Tu să o păzești. Te rog ca Tu să o ocrotești. Dă-i pace, Doamne. Dă-i liniște, Doamne. Pune-ți, Doamne, numele Tău peste ea, Doamne. O, Doamne, eu rostesc binecuvântarea, Doamne, ca slujitor al Tău. Dar Tu o dai ca Tatăl al nostru, al tuturor neamurilor, Doamne. Te rog frumos, începând de astăzi, Doamne, mândră, Doamne, să cunoască că este un copil binecuvântat de Tine. Binecuvântarea Ta să o înconjoare pe dinapoi, pe dinainte, iar mâna Ta să fie pusă peste ea. Mâna Ta de la Golgota, mâna Ta cea perforată, mâna care a mângâiat orfanii, mâna care a mângâiat leproșii, mâna care a ridicat orlogii, Doamne, mâna care a vindecat, să-i dai vindecare în trupului, Doamne, dacă este bolnav, atinge-te de ea, Doamne. Mă rog și pentru tatăl ei, pentru mama ei, pentru bunicii, pentru toată familia, să fie binecuvântată de Tine. Și așa cum o spun de fiecare dată, o spun și de data aceasta. Așa cum ai binecuvântat Egiptul, Doamne, din pricina că Iosif era binecuvântat de Tine, te rog, familia fratelui meu Iancu, Doamne, să fie binecuvântată, Doamne, din pricina micuței, Doamne, mândra, prin ea să binecuvintezi părinții, atât pe tatăl ei, pe mama ei, pe frățiorii ei și casa unde va locui, să dai belșug, să dai binecuvântare, Doamne, și Tu să-i rânduiești toate cele ce au nevoie. Amém.